Hristos a înviat, stimați telespectatori ai postului Crontel, vă spune Dumitru Pomaci, realizatorul emisiunii Dor de Folclor Bucovinean. Iată că ne întâlnim după sărbători cu artiști consacrați, cu oameni care ne fac cinste Bucovinei, prin ceea ce fac ei pe scenă și în afara ei. Ați văzut în emisiunii trecute, am promovat copii, tânăra generație, am promovat artiști consacrați și soliști de renume ai Bucovinei. Astăzi avem plăcerea de a avea în mijlocul nostru unul din numele de referință ale folclorului bucovinean. Dacă vreți, un om în umbra căruia au crescut mulți, mulți, foarte mulți artiști consacrați ai Bucovinei de astăzi. Îi spunem Hristos a înviat. Bună ziua și bine ați venit domnului Alexandru Havreliuc. Adevărat conviat. Dați-mi voie să salut și eu telespectatorii dumneavoastră, le urez multă sănătate și un Hristos a înviat. Mulțumim frumos. Domnule Alexandru Havreliuc, poate tânăra generație, tinerii, știu prea puține lucruri despre dumneavoastră, dar noi, cei care am trecut și avem câțiva ani în buletinul de identitate, vă cunoaștem și vă știm foarte, foarte bine. Am spus că ați fost, ați rămas și sunteți, încă și veți fi încă mulți ani, unul din marile trompete, dacă vreți, ale folclorului bucovinean și nu numai a folclorului bucovinean ci al întregului folclor românesc, pentru că pe unde ați fost dumneavoastră ne-ați făcut cinste nouă României. Aș vrea ca tânăra generație, am spus tinerii și telespectatorii noștri, să știe câteva lucruri despre debutul dumneavoastră. De unde veniți dumneavoastră? Când ați început să cântați? Cine v-a îndrumat pentru prima dată pașii? Primii pași care am făcut așa au fost chiar din copilărie. Ați cântat de la început la trompetă? Nu, nu. Prima dată am cântat la fluier, la 3, 4, 5 ani. Așa. Așa. Pe la 9 ani, 10 ani am început vioara. Am cântat la vioară 2, 3 ani. După aia am cântat la acordeon. În copilărie am trecut pe la mai multe instrumente. Deci un poliinstrumentist, da. Putea spune. Și după, pe la vârsta de 14-15 ani, m-am angajat la o fanfară în combinat. La Suceava, bănuiesc, la Suceava, da. Și am activat acolo câțiva ani până în 68. În 68 am dat examen la... am dat concursul pentru post de trompetist la ansamblu Ciprian Porumbescu și din 68 am devenit artist profesionist. Trebuie să știe telespectatorii noștri, am uitat să vă spun la începutul emisiunii că domnul Alexandru Havreliuc a fost trompetist de bază la ansamblul Ciprian Porumbescu de Suceava încă din 1968 până în anii din urmă, dar și acum are colaborări foarte, foarte frumoase și fructuoase cu această minunată orchestră, acest minunat ansamblu, dacă vreți, emblema noastră a Bucovinei. Vă rugăm să continuați, domnule Alexandru Havreliuc. Deci, am văzut perioada, să spunem, de ABC muzical, atunci când ați trecut pe la mai multe instrumente, când ați încercat ba unul, ba celălalt, până ați găsit vocația care, și instrumentul care vi se potrivea cel mai bine. Bine, trompeta am visat-o de mic, n-aveam putere să cânt la vârsta de 7-8 ani. Am căzut dinții. Da, știți cum e. Aveați pe cineva în familie care v-a îndrumat pașii printr-o prima dată sau da, doar așa? Da, părinții mei, părinții. Dar n-au fost muzicieni, n-au fost muzicanți părinții mei. Tata mai cânta puțin la vioară, de la vioară, așa pentru el. Da, am avut un cumnat care cânta și el în fanfara combinatului, așa, tot trompetist. El mi-a dat primele lecții așa la trompetă, după aia l-am depășit, m-am dus bine. Foarte mult am, cum spun, am luat multe ore private la trompetă, la Școala Populară de Artă. Am avut mulți colegi în fanfara combinatului, foști copii de trupă în armată, care prin ordonanță după al doilea război mondial, prin 62-63, care se ocupau de mine mult. Eram acolo într-un dormitor la fanfară, ei învățați să se crească unul pe altul, fiind copii de trupă la armată, eu fiind copil acolo, mai câțiva ca mine, dar se ocupau de noi. Eu eram interesat să învăț, ei erau
satisfăcuți că poți aveau vedea cu cine. Câteva da. Cunoștințe de lor. Și așa s-a ajuns trompetist la ansamblul Ciprian Vorbescu. Ei, și la ansamblul Ciprian Vorbescu am dat de altă societate, am dat de alți profesioniști, mult mai superiori, mult mai... Oameni care deja aveau experiență câtorva ani de studii în spate și spectacole, concerte, repetiții. Cum au fost primii pași în cadrul ansamblului Ciprian Vorbescu? Cum ați fost primit? Primii pași eu am cântat prima dată la orchestra semisimfonică. Până în 70, ansamblul era mare, cu compartimente. Și am cântat la orchestra de acompaniment. La orchestra populară era alt trompetist, Panțăru se numea. Panțăru, nu știu ce s-a întâmplat, a plecat numai. Și a stat postul liber 6 luni. Eu, care cochetam cu muzica populară, că aici cântam mai mult preclasic, până la urmă am ajuns acolo. Trecerea n-a fost grea, nu? N-a fost grea. Da, acolo am dat de maestru George Sârbu, care e un muzician foarte pretențios. Și un bun cunoscător al ceea ce înseamnă fenomen cultural, care artistic, folcloric. Nu lăsa pe nimeni să treacă peste greșeli, peste... Da. Așa, și încet, încet, așa s-au îmbogățit cunoștințele și... Da, astăzi sunteți un nume de legendă, aș putea spune, în ceea ce înseamnă folclorul bucovinean. Am avut șansa și bucuria să vă cunosc încă din fragedă copilărie, pentru că eu, făcând liceu pedagogic la Suceava, încă din 1970 v-am văzut în orchestra, ansamblul Ciprian Vorbescu, v-am admirat, ba mai mult am avut și marea bucurie și onoare să pot cânta alături de dumneavoastră în câteva turnei în străinătate, dar și spectacole. Știu că am avut aici în studio invitat și pe un mare instrumentist al Bucovinei, pe Leonard Zană, care a vorbit foarte frumos la adresa dumneavoastră și laudativ și a spus că a avut de învățat enorm de mult de la ceea ce a însemnat și însemna atunci Alexandru Havrăluc pentru ansamblul Ciprian Vorbescu. Spuneți-mi, domnul Alexandru Havrăluc, repertoriul, cum vi l-ați ales? Cum v-ați format un mănunchi de melodii populare cu care să apăriți în fața scenei și ca solist? Pentru că una era instrumentistul din orchestră, care avea un repertoriu stabilit, un repertoriu clar, bine definit, și alta este solistul, care trebuie să vină cu ceva nou, cu ceva autentic. Da. Cum să vă spun, când am ajuns la ansamblu Ciprian Vorbescu, am dat de altă lume, altă muzică. La fanfară am cântat muzică, tot așa, puțin spre clasică, la orchestra semisimfonică tot preclasic. Ei, aici am dat de altă lume. Pe lângă ansamblu, pe lângă serviciu care îl făceam zi de zi, mai aveam și colateral niște colaborări. Nunți. Mai eram și lăutar de nunți. Prispar, cum să spuneam noi. Pe timpul... Și acolo se învață adevărata meserie. Acolo, practic. Da, că înainte nu era curent electric, nu erau stații de amplificare, totul era live. Și toate, cum să vă spun, fiecare sat cu obiceiul lui. Erai învățat cu ceva, vinea și îți cânta la ureche, altfel. Și așa s-au imprimat formele muzicale, terminațiile și așa, melodiile. Mi-au rămas toate în cap, le-am notat, le-am făcut. Și după aia, ce pot să progresez? Pretențiile creșteau. Aveam un bagaj de cunoștințe mult mai bogat. Da, și am mai început să creez, din ce preluam de la oameni, din sate, din pe unde cântam, din obiceiurile lor, care difereau de la sat la sat, de la zonă la zonă. De exemplu, zona Rădăuzare, alte obiceiuri, zona Dornelor, alte obiceiuri, zona de Șes, încolo spre Fălticeni, de Dolhasca, alte obiceiuri, alt stil. Și așa mi-am îmbogățit cunoștințele și bagajul meu de melodii și repertoriu. Dar, într-adevăr, aveți un repertoriu extraordinar de bogat și variat în același timp, pentru că ați acoperit aproape toată zona Bucovinei, din ceea ce știu și cunosc. Dar haideți să nu lungim vorba, să propunem telespectatorilor noștri să vizioneze 2 videoclipuri cu 2 minunate melodii interpretate de marele trompetist Alexandru Havrăluc. Thank you.
Revenim în studio cu plăcere, alături de invitatul nostru de astăzi. Suntem onorați să vă prezentăm pe marele trompetist Alexandru Havriluc. Domnule Alexandru Havriluc, vom continua discuția. De unde am rămas? Deci ați început colaborarea cu ansamblul Ciprian Porumbescu, ați trecut la Orchestra de Muzică Populară. Aici v-ați format un repertoriu de cântece cu care vă mândriți și dumneavoastră astăzi și de la care au învățat mulți, mulți din trompetiștii pe care i-a avut și are Bucovina în prezent. Spuneți-mă ce alte colaborări ați mai făcut în afară de orchestra ansamblul Ciprian Porumbescu, pentru că știu că numele dumneavoastră și valoarea v-a îndreptățit ca să mai colaborați și cu alte formații, alte nume celebre în folclorul românesc. Vreau să vă spun, eu n-am fost colaborator al ansamblului, am fost salariatul ansamblului Ciprian Porumbescu. Făceam colaborări cu alte formații, printre care ați participat și dumneavoastră chiar. Da, cu ansamblul Hora. Ansamblul Hora. Ansamblul Studențesc, dacă ansamblul Studențesc, Arcanul, ansamblul Cooperației. Ciobănașul, sigur. Așa. Alte colaborări ce am avut, am fost selectat într-o trupă de cei mai virtuozi din țară, condusă de Paul Stângă. Înainte era condusă de Gheorghe Zamfir. Gheorghe Zamfir rămăsese în Franța și a preluat conducerea Paul Stângă. Și cu el am avut multe turnee prin Agenția de Impresariat Artistic București, da, pe care am făcut în toată lumea asta, turnee, spectacole, Franța, Elveția, Benelux, Germania, zona asta, în afară de ce am făcut și cu voi și cu ansamblu, am făcut un turneu mare în Africa, cel mai frumos turneu din viața mea. E, nu mai spun, sunt multe deplasări pe care nici ca să le enumerez pe toate, da, acum. Da, sigur că da. E, mult. Ați lucrat cu mulți dirijori. Ați început cu George Sârbu, cel care v-a îndrumat pașii, să spunem, pe linia profesionistului adevărat. Între timp știu că ați mai avut colaborări și cu alții. Da, chiar în 1970, după ce s-a desființat ansamblul mare, s-a ieșit un turneu în Israel. Da, în Israel, nu știu ce se întâmpla, se trebuia să plece o Rapsodie Română de la București în turneu. Rapsodie Română era atunci, după desființare, încă nu era stabilită formă. Da. Nu știu ce s-a întâmplat. Și turneul ăsta l-am făcut noi, cu dirijorul Ionel Budișteanu. Acolo am avut colaboratori, Margareta Păslaru, Gică Petrescu, Dumnezeu să-l ierte, Irina Login și ansamblu Ciprian Porumbescu. Am avut un turneu foarte frumos. De anul 1970. Da, mi-ați ridicat într-un fel mingea la fileu, că vreau să vă întreb că în decursul anilor ați avut ocazia de multe ori să apăreți pe scenă cu soliști, cu oameni remarcabili ai României, cu artiști adevărați, artiști care ne-au făcut și ne fac cinste, poate și în continuare. Ați amintit de Gică Petrescu, Irina Login, Margareta Păslaru. Cu ce alți mari, mari artiști ați mai bine, cântat? Bine, ansamblul a avut colaboratori mulți, pe Ion Dolănescu, pe Benoni Sinulescu, Irina Login, Maria Ciobanu și alți soliști vocali mari din țară. Da. Între timp, George Sârbu a plecat de la ansamblu. Nu cunosc motivația, a venit dirijor bărul meu, Emil Havriluc. Cu care am avut și eu șansa să lucrez mulți ani, da, un om deosebit, da. Și pe această cale îl salut și pe domnul Emil Havriluc, un om deosebit, căruia doresc multă sănătate și așteptăm cu drag să-l invităm odată aici în studio, pentru că are ce ne povesti cu adevărat. Vă rog, continuați. Și am avut un director nemaipomenit, Tucu Dominte, așa dezmerneam noi Tucu, care ținea mult. L-ați cunoscut și dumneavoastră. L-am cunoscut, sigur că da. Un director nemaipomenit. Între timp, Viorel Leancă își vedea și el de dirijat, că și el este un mare dirijor. La ora actuală este chiar un mare dirijor. La ansamblu, cu mulți, cu majoritatea, sigur, am colaborat, am cântat. Și bănuiesc, dar fiecare ați avut ce învăța și punem câte o părticică acolo. Și eu am avut ce învăța de la ei și ei de la mine. Exact, așa, și reciprocă este. Ca așa e în artă. Da. Nu se naște nimeni
total împlinit. Da, fără discuții. Domnule Alexandru Havriluc, de-a lungul anilor ați editat mai multe albume, ați înregistrat multe melodii la vechiul Elect Record și la actualele case de discuri. Spuneți-mi câteva, unul din acestea l-am și eu aici în față, muzică populară instrumentală din Moldova, interpretat de către Alexandru Havriluc, un CD extraordinar. Iar aici, cred că am unul din cele mai vechi, un disc vechi, dacă vreți, document aproape cu Alexandru Havriluc. Vă rog să ne spuneți câteva date despre albumele dumneavoastră, înregistrările pe care le-ați făcut de-a lungul anilor. Păi, cum să vă spun, în România, singurele discuri recital la trompetă am avut eu și cu Constantin Gherghina. Constantin Gherghina reprezenta zona Mehedinț, Banat, acolo. Așa, eu reprezentam Moldova. Da. Înainte a fost foarte greu să poți înregistra, să poți face un disc. Ei, am reușit și am făcut două discuri recital. Bine, era greu atunci. Acum este mai ușor. Și apoi discul ăsta și acum circulă discurile astea. Am mai făcut două sau trei discuri cu Paul Stângă în Franța, dar disc colectiv. Am mai avut cu ansamblu foarte multe melodii pe discurile colective, că maestru George Sârbu, cu ansamblu am vreo 4-5 discuri. Am făcut cu Obiceiurile, chiar Obiceiurile din zona Rădăuțului, avem un disc. Da? Asta a fost munca mea de zi cu zi. Munca dumneavoastră relefată în multe melodii frumoase care plac ascultătorilor și astăzi. Și de aceea vă propun, stimați spectatori, să mai vizionăm încă două videoclipuri cu trompetistul Alexandru Havriluc. Revenim cu plăcere în studioul televiziunii Cromtel, alături de invitatul nostru de astăzi, domnul Alexandru Havriluc, un trompetist, dacă vreți, un nume de legendă în folclorul bucovinean. Domnule Alexandru Havriluc, ați vorbit atât de frumos despre începuturi, ați vorbit atât de frumos despre colaborarea dumneavoastră cu artiști renumiți, cu dirijori, cu formații, cu ansambluri,
Dar din câte știu, foarte multe din melodiile dumneavoastră sunt preluate de astăzi de către soliști vocali. Și țin minte că într-o emisiune chiar aici la noi în studio, Dana Dăncilă, solista ansamblului Ciprian Porumbescu, care a fost și eleva mea încă din fragile copilărie, a vorbit foarte, foarte frumos la adresa dumneavoastră și nu numai ea, dar ea în special pentru că a amintit că foarte multe din melodiile de pe ultimul ei album va aparțin dumneavoastră. Cum vă simțiți în postura de, dacă vreți, culegător, interpret de folclor, care instrumentist, bineînțeles, dar care melodii sunt preluate și de către soliștii vocali? Da, foarte mulți soliști vocali au multe melodii din la mine. Avem bagajul de cunoștințe care, v-am amintit adineauri, nunți, petreceri la țară. În notațiile mele au rămas multe din culegerile care le-am făcut înainte. Pe lângă culegerile care le-am avut, mai fac și creații pe care le completez cu formele muzicale din zonele respective, terminațiile și așa mai departe, cum se creează o melodie. Și, bineînțeles, că beneficiază de ele soliștii vocali și eu, sufletește. Mă simțiți mulțumit și împlinit deopotrivă, sigur că da. Da, mai ales când sunt melodii de succes și sunt plăcute de spectatori. Și sunt normal că mă crește sufletul și, cum spunem, dă curaj să continui mai departe. În afară de Dana Dăncilă, despre care știm, ce alți soliști vocale au apelat la melodii din repertoriul dumneavoastră? Păi cei mai mulți sunt Laura Lavric, Margareta Clipa, Călin Brăteanu, chiar de seară fac... O să avem, participăm la sala de CD, da, facem lansarea discului. Deci am zis Margareta Clipa, Dana Dăncilă, cu cine colaborez cam cu majoritatea zonii. Sorin Filip, acum am făcut și Lulu Cica Păltineanu, un album care trebuie să apară, adică nu i-am făcut eu, eu i-am dat melodiile, orchestrații au făcut Răzvan Mitoceanu, deci mulți, mulți soliști la care... Într-adevăr, vă simțiți chiar mândru și împlinit deopotrivă, cum ați spus. Da, am o satisfacție. Mulți soliști mari apelează la melodii în repertoriul dumneavoastră. Și pentru că ați vorbit atât de frumos de ele, haideți să propunem telespectatorilor două melodii de referință din repertoriul lui Sandru Havdu, care astăzi sunt preluate și de către soliștii vocali. Thank you.
Într-adevăr, melodii superbe, melodii frumoase, care te fac să fii mulțumit și în același timp plăcut, impresionat de ceea ce cântați dumneavoastră, domnule Alexandru Havriliuc. Ați fost, sunteți și veți fi, am spus, un nume de referință în folclorul bucovinean, așa cum sunt și alți mari soliști, artiști ai noștri Bucovinei. Din câte știu eu și cunosc foarte bine acest lucru, pentru că sunt și eu un pic în domeniu, știu că majoritatea trompetiștilor de aici, de la noi din Bucovina, au crescut la umbra dumneavoastră, dacă putem spune așa. Ați fost cel care le-ați îndrumat pașii, cel de la care s-au inspirat și cel care a fost, mă refer la dumneavoastră, a fost ca un model pentru ei. Știu că Bucovina a avut trei mari trompetiști, să spunem așa. A fost Alexandru Turcu. Nu Alexandru, Constantin Turcu, da, Candrea de la Vata Dornei și Alexandru Havriliuc, care a fost, dacă vreți, capitanul de echipă a tuturor acestora. Spuneți-mi, din cei care v-au fost elevi, cei care v-au cerut sfatul, din cei care astăzi sunt artiști consacrați, pe cine ați putea aminti aici? Mă refer numai la trompetiști. Trompetiști, de aici. Dar nu pot să trec peste Leonard Zama. Da, el. Care a fost copilul meu de așa, chiar așa a afirmat, așa a afirmat aici în emisiunea noastră. Așa, care a preluat același stil, de fapt noi venim din zona aceea de pe Valea Siretului, da? Așa. Bun, este ca un copil de muzică. Așa. După aia, primul trompetist care a preluat de la mine mai multe melodii a fost Cristi Rusior, care este profesor la Liceul de Artă la Suceava. După aia, actuale trompetiști care sunt niște trompetiști de mare virtuozitate, Ionuț Sanța și cu Dinu Croitoru, care, nu știu cum să vă spun, să întrec unul pe altul. Atât de buni și muncitori și serioși. Pe lângă ei mai cresc și alții, sunt mulți. La ansamblu Ciprian Porumbescu, mai târziu am avut un alt coleg bun, Constantin Mândrișteanu, care a venit după mine. După Constantin Mândrișteanu a venit Cristi Rușor și băieții ăștia la alții. Într-adevăr, Bucovina a dat nume de referință trompetiști de mare, mare valoare, care fac cinste și onoare oricărei orchestre din România și nu numai. I-am cunoscut pe toți cei care ați spus dumneavoastră, sunt într-adevăr, pe lângă faptul că sunt artiști deosebiți, oameni deosebiți, virtuozi, nemaipomeniți, sunt și oameni de caracter, oameni cu care te poți înțelege și poți face un lucru minunat dacă le ceri colaborarea sau sprijinul. I-am cunoscut, am spus, și pentru asta meritați toate felicitările. Și pentru că ați amintit de cei care au venit după dumneavoastră în ansamblul Ciprian Porumbescu. Vreau să vă întreb, când ați terminat activitatea artistică, spunem, cu carte de muncă în cadrul ansamblului? Pentru că știu că v-ați pensionat la o vreme. Păi m-am pensionat acum 20 de ani. Vreau să vă spun, stimați spectatori, că în luna ianuarie acestui an domnul Alexandru Havriliuc a primit o frumoasă vârstă, o vârstă care a fost sărbătorită de către toți cei care l-au cunoscut și îl cunosc și sunt în preajma lui, inclusiv de către televiziuni. Pentru asta îi spunem și noi la mulți ani, viață mulțumesc, lungă, sănătate și dorim să cântați cât mai mult alături de trompeta dumneavoastră dragă. Continuăm. Mulțumesc, deci v-ați pensionat acum 20 de ani și sunt convins că n-ați stat degeaba. Nu am stat deloc, eu nu mă consider pensionat, eu mă consider salariat. Toată ziua vin pe la ansamblu, băieții să mai fac glume, să uite la ceas, să vezi că ai întârziat. Așa. Ai semnat condica, nu mă consider plecat dintre ei. Și după ce ați terminat-o cu, să spunem, semnat-o un condică la ansamblu, da, ați colaborat tot timpul, știu că v-am văzut și în spectacol alături de ei și peste tot. Da, acolo mai mult, cum să vă spun, eu nu mai cânt acum, mai puțin. Îi consiliez, îmi cer părerea, le spun. Exact asta vreau să vă întreb. Cum ajutați tânăra generație? Cum ajutați pe tineri care pășesc pe drumul afirmării artistice? Da, uitați-vă, nu mai mult de Ionuț Sanța. Așa, am mai făcut un album cu el la Strânsură în Dragomirna.
Am mai făcut un album tot cu piese de la mine, disc, CD recital, un, foarte frumos, foarte bun. Da? Colaborez și cu Dinu și cu toți. Dinu, bine, nu pot să cuprind tot. Absolut. Mai sunt, este Viorel Leancă, care este un talent deosebit. Este Răzvan Mitoceanu, la fel, care este un talent deosebit, orchestrează și... Da, cum să vă spun, acum băieții sunt și școliți pe deasupra. Eu n-am avut facultate de muzică. Ei au conservatorul toți. Au și conservatorul, au și... Da, și sunt mult mai, mai documentați și mai pregătiți. Da, dar sunt anumite lucruri pe care ei nu le învață la facultate, la conservator. Da, și atunci intervine maestru, omul care are experiența și o bază de formare, dacă vreți, populară, care nu se regăsesc și nu se învață din cărți. Așa este. Domnule Alexandru Havliuc, aveți familie. Cum ați fost sprijin din familie? V-a ajutat? Cei din familie v-au urmat, poate, pe calea muzicii? Nu m-a urmat nimeni pe calea muzicii, dar de ajutat m-au ajutat. Cel mai mult, cred că a suferit fiul meu când plecam în turnee în străinătate, câte 2-3 săptămâni, câte o lună de zile, el fiind mai mic, știți că pe timpul înainte de Revoluție eram într-o criză mai de alimente, de dulciuri, de ceea ce copilul meu nu ducea lipsă, dar în schimb mă dorea cât mai repede să vin acasă. Și ăsta a fost dezavantajul lor, că eram mai tot timpul plecat. Fost foarte mult timp plecat, într-adevăr. Așa. Bine, m-au sprijinit soția. Acum mă sprijin. Mai am și o noră bună, mai am și doi nepoți. Asta vreau să vă întreb acum despre nepoți. De ce vă steau? Băiatul are 17 ani împliniți, fata are 13 ani. Și cântă? Care vă nu. Fetița mai cântă, băiatul nu vrea deloc. Fetița mai cântă la școală, la cor, la... dansează. În clasa 6, încă... Nu, dar nu și aleg profesia în domeniu. Probabil că au constatat că au avut și au un bunic care este o vedetă și nu mai vor să fie și ei pe aceeași linie. Probabil că urmăresc alte domenii de activitate. Nu sunt interesat. Da, într-adevăr, copiii trebuie lăsați să se manifeste liberi și nu forțați ca să aleagă o anumită profesie, o anumită meserie. Nu vrem să terminăm și nu putem termina discuția așa repede, domnule Alexandru Havliuc. Înainte de a aminti și eu câteva lucruri, am spus chiar la începutul emisiunii că am avut marea șansă, onoare și bucurie să fiu de multe ori în preajma marelui instrumentist Alexandru Havliuc. Îmi aduc aminte cu bucurie, dacă vreți, de câteva turnee în străinătate care m-au marcat și m-au făcut să-l cunosc pe omul adevărat Alexandru Havliuc. Aș putea spune aici un turneu minunat pe care l-am efectuat în Franța în 1975. Când am stat pe Coasta de Azur. Am stat aproape o lună și jumătate atunci cu Italia, cu Franța. Stând aproape o lună de zile împreună, vă dați seama că cunoște omul. Eu, tânăr, absolvent al liceului pedagogic, dumnealui e deja un mare artist, un mare nume al folclorului. Toți cei care eram tânăra generație, eram precum puii cu cloșca în preajma oamenilor mari pe care avem în mijlocul lor, în mijlocul nostru. Și dacă astăzi am ajuns cine am ajuns, datorez poate foarte mult și acelor oameni pe care i-a cunoscut, printre care și domnul Alexandru Havliuc, și căruia vreau să-i mulțumesc și acum. Și vă mulțumesc. Spuneți-mi care au fost poate și momente neplăcute, mai grele în viața dumneavoastră de artist, pentru că sunt și așa ceva. Momente neplăcute, vă spun ce au fost. Înainte de Revoluție aveam plan de spectacole. Eram, mai bine zis, spre autofinanțare. Greu mare au fost căminile culturale fără încălzire. Te zbracă-te cu gheața pe pereți, la pelea goală și schimbă-ți costumul, dar nu mai spun dansatorii care schimbau șapte costume, care aveau șapte dansuri din diferite zone și ăsta a fost cel mai neplăcut lucru. Da. Alte lucruri neplăcute, da, un accident cu mașina undeva, să rămâi în drum, cum am rămas înzepezit pe munți,
astea au fost lucruri neplăcute. Că în spectacole și în colectiv n-am avut lucruri neplăcute. Mă bucur să aud acest lucru din gura dumneavoastră și vă dați seama, stimați respectatori, pentru că a fost o emisiune document, dacă vreți, un interlocutor foarte plăcut și agreabil, un om cu care am putut și putem discuta încă mult, mult, dar pentru că timpul ne presează, trebuie să încheiem, aș da ultimul cuvânt invitatului meu de astăzi, să vă transmită dumneavoastră telespectatorilor emisiunii Dor de Folclor Bucovinean, postul de televiziune Cromtel, câteva gânduri. Așa că, domnule Alexandru Havliuc, pentru final, cuvântul va aparține. Da. Urez telespectatorilor dumneavoastră multă sănătate, urmașilor mei mult succes și să aibă grijă să păstreze muzica populară, folclorul în continuare, că este foarte frumos și foarte scump.